Am avut bucuria să debutez într-un rol absolut minuscul, dar să stau lângă personalitatea lui Radu Stanca, eu având rolul unei măscuțe, o necunoscută, o mască. Dar stând în timpul repetițiilor și studiindu-i stilul de lucru, de expunere, ulterior am realizat că viața mea artistică s-a format lângă mari personalități. Deci am început cu Radu Stanca, după care am lucrat, după stingerea lui, cu Constantin Anatol, cu Victor Tudor Popa, cu Ion Negreanu, cu Sorana Coroamă, fosta mea profesoară. Iar în 1965 a apărut Vlad Mugur ca director artistic și ulterior ca director plin a Teatrului Național, personalitatea artistică marcantă care s-a ocupat de formarea celor din generația mea și în mod special de mine. Am jucat cu mare bucurie și plăcere în Constructorul Solnes, alături de Silvia Popovici și Septimius Sever, în regia lui Vlad Mugur, Caia Fosli, o secretară. Dar linia teatrului psihologic pe care încerca dânsul să ne-o inducă a fost urmarea a ceea ce s-a întâmplat cu mine pe tot traseul existenței mele artistice. Lecțiile teatrului psihologic, cu lux de amănunte și cu maximă rigurozitate în studierea psihologiei personajului, a relațiilor între partenerii de joc și crearea atmosferei generale a spectacolului, aceste lecții le-am primit de la Vlad Mugur. Ulterior am fost distribuită în Ifigenia Naulis, tragedia antică. Am fost o corifee. Dânsul s-a bazat pe forța mea dramatică, împinsă până la tragic, și mi-a indus acest curaj de a exploda foarte puternic pe textul antic din anul 1971, când Vlad Mugur a dispărut din viața noastră, plecând în Occident, lucrând acolo până în anul de grație 90 după moartea lui Ceaușescu. Propriu zis, am intrat într-o ușoară panică, și nu numai eu, pentru că marele nostru mentor, Vlad Mugur, nu mai era lângă noi. Ca atare, gruparea de actori din Cluj, care eram George Motoi, Teodora Mazanitis, Sileanu, Nicolae Iliescu, Anca Neculce, Maximilian, Carmen Galin și mulți alții, Comănici, Vișan și mai departe, am fost obligați să trăim din lecțiile clar dictate de Vlad la repetiții și să ne urmăm cariera fiecare în măsura în care eram în stare să o facem, fără un sprijin puternic din afară. Că nu-ți încăpeai în fiele la gândul că în sfârșit a murit, că în sfârșit te-ai desfășurat. Firea furisită! Firea furisnită! Asta ai fost întotdeauna! O femeie care nu plânge, nu mănâncă și nu doarme! Să te fi văzut și pe tine, măcar odată, plângând! Și când ai fi vrut să mă vezi plângând, domnule? Ia spune, când ai fi vrut să mă vezi plângând? Ca pe ultima boartă m-ai tratat întotdeauna. Cele mai frumoase sărbători, cele mai frumoase revelioane le-am sărbătorit singură, cuc. Tu știi când plânge omul? Când știe ce-i bine și nu poate să-l aibă. Dar când știe doar ce-i rău, nu plânge. Ei, fericirea de a plânge, Filumena Marturano n-a putut să o aibă niciodată. Ca pe ultima boarfă m-ai tratat întotdeauna, pe care poți să o scoți oricând pe ușa afară. Hai să nu vorbim de vremurile când dumnealui era tânăr și stătul noaptea să-ți spună, tânăr este,
Pipeș este, bani are, să vorbim de acum! 52 de ani și-și permite să ne tragă în zori cu Batista murdară de ruze, se face lehamite! Unde-i Batista? Păstrare! Păstrare, fără pinte bun simț, fără să-i gândească, hai să o ascund, să nu găsească dumneai! Ha! Dar cine-i dumneai? Dumnealui își face de cap cu aia! Care aia? Care aia? Care aia? Crezi că nu m-am priceput? Scoava aia leșinată! Domenico, ce-i acolo? Ce-i acolo? Batista! Batista, Domenico, ăsta este custurul tău, tu n-ai știut să minzi niciodată! Batista, Rozalea, la păstrare! La păstrare! 52 de ani și-și permite să încurce cu o fetișcană de 25 de ani, acum mi-aduce și în casă cu pretext că e infirmieră! Pentru că dumnealui nu știa că cu 10 minute înainte să sosească preotul, ei văd cum se moșmondesc la capătul patului meu! Sfântă Fecioară, păi dacă muream, uite, asta se întâmpla! Eu îmi dădeam obștesc cu sfârșit și masa era pregătită pentru dumnealui și scoaba aia leșinată! Adică cum? Ha. Adică tu îți dădeai obștesc cu sfârșit, eu n-aveam voie să mănânc, să mă restaurez! Cu trandafiri în mijlocul mesei? Da, cu trandafiri în mijlocul mesei! Roșii? Da, roșii! Ah. Lilanduni, tricolori! N-aveam drept să pun pe masă dacă ai fi murit? Dar eu n-am murit, om dumii, și n-am să mor încă! O simplă amânare! Ah. O simplă amânare! Cena pentru mine ar fi podiumul de unde îmi exercit fascinația asupra publicului. Toată gama de sentimente care pot să le ofer publicului pentru a-i bucura sau a-i întrista, pentru a se regăsi ei înșiși prin mine. E un fel de fenomen de hipnoză, să spunem așa. În clipa în care simți de pe scenă, de pe podiumul ăsta, că sala merge cu tine, că îți aparține, că te aclamă, că se bucură alături de tine sau plânge alături de tine, atunci simți că dai ceva frumos din tine oamenilor. Da, să mă zic că eu nu înțelegi tu, mama. Eu te cred. Nu mă cred, nu mă cred. Te cred, Rițo, pe mare criză și n-am văzut jobă. Crezi că ăștia nu știu numele, n-au mijloace de ascultare? Ce? Dar la cum plec? Trebuie să mă duc, mă, pe mă, mă. Eu ce fac, ce ce are a face? America e partid comunist, mă. Da. Dar ce faci, mă, nu râzi? Nu. Ce faci, să o plângi? Nu, sună la cinta! Nu la cinta. Atâta tot. Dar ce ai iubit? N-am nimica. Sună la cinta și mă doare cap. Nu mă gândesc la nimic, dar atunci când mă gândesc la ceva, nu mă doare cap. Așa că prefer să nu mă gândesc la nimic, atunci nu mă doare cap. Doctorul zice că nu stai nimic. Și mi-a descoperit un tumor și vrea să învețe meseria ta de dezlopat de tumor. Dar mie nu-mi plac moartele! Nu moarte, mama! Dar cine e mort? Nu, zice că e de pe vremea lui Stefan cel Mare. Ce-i frica ce faci? Lucrează cu aia de desgroapă morții. Bine că lucrează! Și-am fier de desgroapă morții. Și mă, cu gluma asta tâmpită cu mordurile pe vremea lui Vlad Țelu. Stai aici, dragi. Cristina Sava. Da. Sava cu mine de la... De unde sunt? De acolo, din Tomis. Din Tomis, cum o să am? Da. Ea nu Sava. Dar le gătește să dea-se de la facultate. Da. Dar te rog, pentru mine. Te rog. A dat pe care a venit cu neapă să fie popă ăla, stângând picioarele așa. Da, mă, arată cum să se apă. Nu stătea, așa că nu stătea, așa că stătea, uite-a. Așa stătea la mâncă? Băi, de atâta. Băi!
Da, pe gumilile! Pe gumilile! O gumili! Nu stau pe gumilile pe umele! Așa, da, mă! Așa stau nene! Bă, să fac și eu cușinia, mă, ta nu vrea să mai ajut la întreprinderea mea! Păi, stai seama, nene! Ce succes am avea în fața americanților bătrâne, dacă ne-am scoat în pământ și pâine! În teatru, datorită distanței scenice pe care o are scena și sala plină cu spectatori, ai datoria să amplifici totul în joc. Ai obligația să vorbești puternic, pregnant, cu dicție cât se poate de controlată ca să fie auzit și la balcon și la loș și jos în sală. Ai datoria să te miști mai am. Ai obligația să faci gesturi mai largi, să pompezi sentimentele ceva mai mult ca în viață. În film, din potrivă. Trebuie să te controlezi în așa măsură, pentru că aparatul te prinde, poate chiar groplan, nu numai prin plan. Chiar dacă ești în planul 2, n-ai voie să faci foarte multă agitație, să nu bruiezi planul 1 de joc. Și atunci trebuie să ai discreția din viață chiar cu plus. Este de ajuns în film să simți că te sensibilizezi, chiar să nu-ți apară lacrima și pe marele ecran, dacă ai un prim plan sau gros plan, emoționezi o sală întreagă de spectatori. În schimb, în teatru, dacă nu ajungi la o încărcătură dramatică atât de puternică să plângi, evident, și chiar să urli, cel din sală nu se va lăsa convins de jocul tău. Deci cam astea sunt diferențele. Stai! Pastilele alea blestemate de ficat fac bine la ficat, dar irită gât. O să iau pastile de gât, sper să nu irită. Ce stai acolo ca o proasă? Ca o prostuță. Văd că ție nu-ți place deloc să stai de vorbă cu mine. Imediat te grăbești să te duci acolo la bucătăria aia, dacă ai putea ceacă și-au studiu. Pute, dar nu trebuie să fac... Da, da, dacă tu vei munci atât, în curând ai să ajungi uscat ca o smochină, cu toate că te-ai iubit cu ciobanul ăla altul acolo. E, și... Dragul ăsta cu un cioban este foarte interesată, dar bărbații sunt atât de stupizi. Eu nu m-am iubit niciodată cu un cioban. Numai cu... miriști, cu maharaja, cu toreadori, cu niște artiști pădăriți. Da, poate cu câte un poștaș dotat fizicește, dar nu l-am iubit pe niciunul. Singurul de care mi-aduc aminte cu oarecare duioșie este Ramon. Ramon era frumos ca un zeu. Înalt, brunet, cu ochii încercănați. Era un nobil pentru viandă, distinție rară. Ah, iată băiat, a murit în brațele mele. L-a sfâșiat un tigru. Așa, un salt spectaculos și bietul băiat mort a fost într-o clipă, cu numele meu pe mult. Parcă l-au ce acum. E, da. Treina e, da, nu mai apucat să-l spun. Mi-aduc aminte că după plecarea lui Vlad am lucrat cu Gyuri Horog, alt mare maestru al scenei românești, atât pentru teatru român cât și pentru teatru maghiar. Cu dânsul am lucrat în aceeași manieră, tot pe teatru psihologic. Am lucrat la o piesă românească de Sava, Casa care a fugit prin ușă, dar cu talentul și cu darul său meticulos psihologic, Horog a imprimat o notă cehoviană acestui spectacol. Ulterior, în viața mea a rămas să lucrez cu
Alexandru Tatos, care s-a deplasat la Cluj și a făcut un mutăr curaj foarte interesant, Pasărea Shakespeare de Dere Popescu. Apropo de asta, împreună cu Vlad Mugur, noi l-am lansat pe Dere Popescu în anul 1968, Vara Imposibilei Iubiri. Ulterior am jucat, tot în regia lui Vlad Mugur, Pisica Noaptea de anul nou și prin Tatos am luat un premiu în festivalul de la Iași a Teatrului Românesc cu Pasărea Shakespeare. Țin minte că în 1976 am fost rugată să mă mut spre Târgu Mureș datorită faptului că prin ordin ministerial s-a înființat secția de teatru pe limba română la Institutul Sengher István și am fost rugată, invitată mai bine zis, să fiu prima profesoară, pionieră a secției române, cum s-ar spune. M-am mutat la Târgu Mureș și am stat până în anul 79, stagiunea 79-80, timp în care n-am prididit cu muncă. Am jucat îngrozitor de mult, pot spune, comparativ cu alți ani din perioada clujeană, când aveam timp și de respiro. Pur și simplu, îmi aduc aminte că am lucrat în procesul Horea cu Dan Alexandrescu, am lucrat Omul care aduce ploaie cu Kinčeš Elemer, avându-l ca partener pe Constantin Codrescu. La Târgu Mureș am avut bucurii nemaipomenite, apropo de munca cu studenții la institut, pentru că am ajuns să mă confrunt cu tânăra generație, să transmit toate informațiile pe care le aveam la ora respectivă despre teatru și să îmi încarc bateriile pur și simplu alături de acești tineri care erau foarte proaspeți și foarte dornici să învețe meseria de actor. În timpul respectiv am fost solicitată și în film. Malvina Urșianu m-a invitat să joc Doamna Chiajna din Reîntoarcerea lui Vodele Pușneanu, film făcut în anul 79-80. Ulterior, a trebuit să mă reîntorc la Cluj. Clujul m-a rechemat, am rămas până în clipa de față fidelă Clujului. Și ulterior, chiar dacă repertoriul din anul 80 până în 90, când a fost o epocă destul de dură, ceaușistă, s-au jucat piese de factură mai puțin importantă. Știu că m-am bucurat de două filme deosebite în regia lui Nicolae Mărgineanu. Am lucrat cu Mărgineanu Pădureanca, după Slavici, Flăcări pe comori, după Acărbiceanu. Iar ultimul film, în 87, știu că l-am făcut în regia lui Doroftei, filmul Nelu, un scenariu după Dere Popescu. Mulțumim foarte mult! Da, vă rugăm să ne iertați că am întârziat atât. O să vă explice domnul Irimescu, să rup mâinile, bună ziua! Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult! Ideea a fost extraordinară! La revedere! Tată, ce rău, ce spun cu care? Ce să fie, dragă, că poțul sau poțul să ne viziteze din nou! Haide, Dere, nu mai rând, nu mai rând! Și pe al treilea caiet, faza vilei trebuie întărită foarte bine. Da, bineînțeles, nu se ne lasă aici cu bandichii și cu hoții. Absolut, absolut, și eu singur nu pot să păzesc vitoare. Normal, este și nou un bărbat? Nu, eu mă gândeam la un polițist. Unul solid! Auzi, este asemenea cu mine. Era vorba de un bărbat, drag. În anul 80, știu că a apărut Mihai Mănuțiu ca absolvent de teatru la noi în Cluj și mare mi-a fost bucuria că împreună cu el a apărut și Marcel Iureș, un actor deosebit al țării noastre, care la ora actuală ne face mare bucurie și peste hotare, jucând chiar la Hollywood. Mihai m-a rugat să-l ajut pentru început în meserie și țin minte că prima piesă în care am jucat lângă Iureș, în regia lui Mihai Mănuțiu, a fost Labirintul de Fernando Arrabal,
în care Mihai își încerca propunerea cu o oarecare, să spunem, formulă de teatru a cruzimii, exercitată cândva de un francez prin anii 40-50. Arto. N-am fost noi chiar pe linia lui Arto, dar bucuria de a lucra cu Iureș, care era deosebit de precis și deosebit de dăruit, și atmosfera de colegialitate dintre noi, în distribuție fiind și Tudor Filimon, toată atmosfera de lucru a fost deosebită și am rămas prieteni pe viață. Ulterior, Mihai mi-a propus să joc în Macbeth, alături de Tauf, Lady Macbeth, în manieră absolut realistă. S-a desfășurat acest spectacol, pe urmă am intrat în Cerul înstelat deasupra noastră, de Caterina Oproiu, tot lângă Tauf. Am jucat alături de Gina Patrichi și Anton Tauf în Antoniu și Cleopatra de Shakespeare, un spectacol de mare amploare, cu succes. Știu că a și fost filmat acest spectacol. Iar în anul 1989, când în festivalul de teatru național aici la Cluj, noi am oferit spectatorilor Antoniu și Cleopatra, totodată am intrat și cu Iași în Carnaval, apăruse Victor Ioan Frunză în raza teatrului nostru și a pus acest spectacol deosebit de inspirat și cu mare succes, cu tentă politică, făcea aluzie clar la cuplu Ceaușescu. Și știu că am fost distribuită în Tarsița, dar fiindcă partitura era mult prea mică, în partea a doua a spectacolului, Frunză ne-a rugat să aducem măști de carnaval în sala de teatru național. Și atunci, lângă celelalte personaje, Cleveticiu, ultrademagogul, mai știu eu ce, am jucat Chirițoaia. Chirițoaia, toate patru monologele au fost puse cap la cap și s-a creat un moment one woman show, să-i spun așa, cu dans și cu muzică, pe atmosferă de cuplet, și acest spectacol știu că mi-a adus mari bucurii. Ulterior, Mihai Mănuțiu face Săptămâna Luminată, un prim mare spectacol de mare succes, într-o manieră absolut modernă, cu măști. Teatrul de Păpuși, în perioada 88-89, mă solicită în regia lui Cova Cildico, mă solicită pentru Ubureu, Rex, Ubu Rege, a lui Alfred Jari, alături de Tudorel Filimon. Știu că am lucrat cu o mare plăcere și a fost un lucru senzațional, pentru că colaboram cu păpușarii care manipulau păpuși între timp, în timp ce noi jucam în mărime naturală. Amintindu-mi anii de lucru cu Vlad Mugur, am realizat că prezența dânsului a fost absolut specială în viața mea ca actriță. Ulterior, în 2001, când a revenit în țară, în monologul actorului din Hamlet, mi-a adus aminte doar atât. Melania, ce-am făcut noi în Ifigenia, vreau să faci aici în momentul actorului din Hamlet. Altă indicație n-am primit. Nu o să încerc, Melania, ce nu fac eu pentru tine? Vai, da. Replica nu bate, nu are ironie. O să înțelege, da? Nu știu cât de important e. Haz n-are. Nici bici n-are. Eu m-am gândit foarte mult la reacția primelor replici, că sunt importante. Dar bine, să vedem până o luăm scoate pe primele cinci. Le toate repetăm. Eu nu ți-am spus că nu știi, eu ți-am spus ce să faci. Eu n-am zis că nu știi. Și știi că se consumă prea repede terapia asta cu publicul despre o poveste ciudată, care să o povestim de la oameni la oameni sau de la nebun la nebun, o percuție. Potrivit să ne închinăm tristeții sufletului și țara întreagă să fie numai jale și durere. E să fie
de 2-3 ori mai amplificat intrarea lui în sensul acesta exact. Dar poate lui va vorbi. Poate lui va vorbi. E pauza. Deși ne vie, ne este vie încă, durerea asta mare. Da. Totuși, și încep bărbile. Da. Zorbească, spune, unde vor duce aceste fapte stranice? Ceva e întrebați în Danemarca. Doamneță, nu te duce! Nu ce mă aștere? Viața mea nu dau un banc despre suflet ce-ar putea să facă de mereu cecaile muritor. Face-se-mi din nou! Dar tata un om fărișare îngrozitoare și te-ar putea lipsi, dar în închirea nu te va duce apoi în nebunie! Cum? Iar de sub pământul mut ca moartea și dintr-o dată cumplitul tunet spinte ca văzducul, pe Pirus iarmânia îl cuprinde și n-au căzut ciclopice ciocane mai fără de îndurare ca sabia lui Pirus pe creștetul lui Priam! E lung, prea lung. Am să trimit la bărbier cu barba lumnită. În viața actorului sunt și momente de pauză, dar în timpul pauzei respective, chiar dacă a durat o jumătate de an, un an, eu n-am intrat niciun moment în disperare, pentru că din timp mi-a făcut mare plăcere pedagogia și mi încărcam bateriile lucrând cu copiii care doreau să devină actori, indiferent că erau candidați la teatru sau deja studenți, ca atare din 92 am fost din 91 am fost solicitată la Cluj în cadrul Academiei de Teatru pe lângă Facultatea de Filologie Babeș-Bolyai și am ajuns să scot două promoții remarcabile de actori. Bravo, ție! Bravo! Excelent! Bravo! Efortul care mașina nu e o pânză. Le fă mișcarea fără. Așa, și mâinile cum stau, cu degetele adunate pe mașină. Așa e. Sigur că dacă e vorba de clasa a 12-a, secția teatru, în cadrul școlii de coreografie Octavian Stroia, sunt an terminal, pregătim examenul de bacalaureat. Sunt un pachet de energie. Eu nu plec obosită niciodată după orele cu copii, pentru că mi-ncarc bateriile, ca să spun așa. Învăț de la ei să fiu mai proaspătă, mai spontan. Și bineînțeles că curățenia lor sufletească pe mine mă ajută foarte mult.
Am avut foarte multe vieți într-o viață de scenă, atâta timp cât mi-a plăcut să mă joc. Mi-a plăcut să mă metamorfozez. Nu toată lumea poate fi actor, deși se spune că toată lumea joacă teatru. Thank you.